Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată, pe scurt, principalele informații ale zilei. Cu două zile înainte de Paște, magazinele și piețele au fost luate cu asalt. 45 de zile fără pescuit s-a instituit prohibiția. Spectacol al liceenilor la finele zilelor educației naționale. Cardul de sănătate obligatoriu pentru cei care merg la boi. Meci greu al Astrei cu Pandurii, de Paște Astra întâlnește Steaua. Cu doar două zile înainte de marea sărbătoare pascală, giurgiuvenii au dat startul maratonului de cumpărături. Extrem de aglomerate au fost supermarketurile, însă în piața centrală a fost un adevărat haos, mai ales pentru conducătorii auto. Giurgiuvenii au cumpărat orice, de la carne de miel până la mușamale. De dimineață în piața centrală, abia dacă se putea arunca un ac. Peste tot s-au format cozi uriașe, la cofetărie, la cozonaci, la mezeluri, la carnea de miel sau la lactate. De departe, însă, cea mai mare îmbulzeală a fost la tarabele producătorilor agricoli. La mare căutare au fost salata verde, ceapa, usturoiul, roșiile și castraveții, verdeața și fructele. Comercianții s-au aprovizionat din belșug, așa că în ceea ce privește prețurile, nu putem vorbi de majorări spectaculoase. Din contră, datorită abundenței de produse, prețurile au fost extrem de accesibile. În unele cazuri, chiar și negociabile în funcție de cantitatea cumpărată. Și dacă la cumpărături a fost cum a fost, nu la fel se poate spune despre traficul rutier din jurul pieței. A fost nevoie de mai multe echipe de poliție pentru dirijarea traficului, dar chiar și așa, un loc de parcare disponibil a fost aproape imposibil de găsit. Zela din magazine și piețe poate fi explicată prin faptul că în vinerea mare gospodinele nu prea au voie să facă nimic, așa că au preferat să iasă la cumpărături. Sâmbătă însă agitația se va muta în bucătării pentru pregătirea mesei de Paște, însă cei care nu au apucat să cumpere tot ce trebuie au timp până seara, multe dintre magazine preferând să prelungească programul. Duminică atât supermarketurile cât și majoritatea magazinelor din oraș vor fi închise. În vinerea mare, cozi interminabile nu s-au format doar la mâncare, ci și la îmbrăcăminte și încălțăminte. Giurgiuvenii au luat cu asalt magazinele cu articole vestimentare din municipiu. Nici prețul sau îmbulzeala nu au mai contat, iar clienții au cumpărat tot ce le-a căzut în mână, indiferent dacă produsul era necesar sau nu. În prag de sărbători, magazinele din oraș sunt pline ochi de clienți și produse de tot felul. Febra cumpărăturilor se simte de la cel mai mic chioș de cartier până la marile magazine. Apropierea sărbătorilor de Paște a făcut ca giurgiuvenii să umple la refuz până și magazinele cu articole vestimentare. În această dimineață, la magazinul Betty din piața centrală, zeci de clienți așteptau la cozile formate la casele de marcat. Nici prețul sau îmbulzeala nu au mai contat, iar clienții au cumpărat tot ce le-a căzut în mână, indiferent dacă produsul le era necesar sau nu. Căutați ceva anume? Nu. Pentru ce ați venit astăzi la cumpărături? Pentru de Paște, la nu știu, de câte ceva, pace că e mai... Respectați tradiția, să înțeleg, să vă noiți de Paște. Da, da, foarte mult. Ce buget ați alocat? Pro 450. Da. Nu. Neapărat. Respectați tradiția, să vă noiți de Paște? Vine primăvara și trebuie îmbrăcați copiii, cresc. Nu. No. Pentru ce ați venit astăzi la cumpărături? Așa, de... vreau să-mi iau o pereche de ceva de pantofi subțiri, mai de vară, mai, mai ușor. Respectați tradiția să vă noiți de Paște? Nu neapărat. Pentru necesitate. Cumpărăturile pentru sărbători presupun întotdeauna o investiție financiară, dar și una de timp și răbdare, mai ales când acestea sunt făcute chiar în preajma Paștelui. A devenit o tradiție ca în zilele premergătoare sărbătorilor mari în magazine să se formeze aglomerație care să dureze până aproape de mesele festive. După cum observăm și din imagini, giurgiuvenii țin la tradiție și nu se dezic de obiceiul de a face cumpărături pe ultima sută de metri. În perioada sărbătorilor de Paște, comisarii de la Protecția Consumatorilor vor fi la dispoziția giurgiuvenilor. Astfel, toți cei care au nemulțumiri legate de calitatea unui produs sau a unor servicii pot sesiza prin telefon. Reclamațiile pot fi făcute în intervalul orar 8-16.
După o perioadă aglomerată plină de controle și nereguli depistate la operatorii economici ce comercializează produse specifice sărbătorilor pascale, pentru comisarii de la OPC munca nu se va opri aici în zilele de Paște. Inspectorii instituției vor lucra în acest weekend ca într-o zi normală. Toți cei care au nemulțumiri legate de calitatea unui produs sau a unor servicii pot sesiza acest lucru prin telefon. În perioada sărbătorilor pascale, respectiv vineri, de vineri până luni, instituția noastră sigură permanență telefonică pentru consumatorii care sunt nemulțumiți sau se consideră afectați în drepturile lor. Astfel, în intervalul orar 8-16, consumatorii pot apela la numărul de telefon 0246216402 pentru a sesiza nemulțumirile lor legate de calitatea unui produs sau unui serviciu oferit de către operatorii economici. Chiar dacă majoritatea giurgiuvenilor își va îndrepta atenția către distracție și voie bună, comisarii de la Protecția Consumatorilor îi sfătuiesc pe giurgiuveni să nu treacă cu vederea dacă drepturile le sunt încălcate. Cei care doresc să facă o sesizare o pot adresa în intervalul orar 8-16 la numărul de telefon 0246-216-402. Pensionarii care merg la tratament în stațiuni balneare trebuie să aibă la ei cardurile de sănătate. De asemenea, este necesar ca acestea să fi fost activate din timp la medicii de familie. Casa Județeană de Pensii a anunțat că persoanele care pleacă în stațiuni balneare pentru tratament au obligația să aibă asupra lor cardurile de sănătate. Înainte de a face deplasarea, este nevoie ca medicii de familie să activeze cardurile, acestea urmând să fie prezentate cadrelor medicale din stațiuni. Începând cu data de 1 februarie 2015, în Sistemul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, se utilizează cardul național de asigurări sociale de sănătate de către asigurați și de către medicii de familie. În contextul apariției acestui act normativ, menționăm că este obligatoriu ca începând cu data de 1 mai 2015, la prezentarea în stațiunea balneară, asigurații trebuie să aibă asupra lor cardul de sănătate activat de medicul de familie și să cunoască codul PIN al acestuia. Obligația prezentării cardurilor de sănătate în stațiunile balneare este prevăzută de hotărârea de guvern numărul 49 din 2015. Reprezentanții Casei Județene de Pensii atenționează că fără cardul de sănătate nu pot fi efectuate procedurile de tratament balnear. Pâinile abandonate pe domeniul public vor fi ridicate de poliția locală și depozitate într-un loc special. Acțiunea începe imediat după sărbătorile pascale, iar cei care au primit deja somații nu se pot aștepta la nimic bun. În unele parcări din municipiu sau pe spațiile verzi, zac de ani buni, zeci de autoturisme abandonate, iar posesorii de drept al acestora îngroașă obrazul și se facă plouă când vine vorba de un loc de parcare ocupat inutil de așa multă vreme. Majoritatea acestora au fost identificați și somați de către poliția locală cu privire la degajarea parcării, dar cu vorba bună nu s-a întâmplat vreo schimbare. Mai nou, polițiștii locali s-au hotărât să schimbe tactica și vor ridica aceste autoturisme, le vor depozita într-un loc special amenajat și după 6 luni, dacă posesorii de drept nu le revendică, le vor valorifica la remat. Mai devreme spuneam de punerea în aplicare a prevederilor hotărârii 109 din luna martie 2015. Articolul 5 din această hotărâre prevede că mașinile care sunt staționate de ani de zile pe domeniul public vor fi ridicate. Vom face public acest anunț ziua când vom începe pentru ridicarea lor, în așa fel încât cei care au și au fost avertizați de noi și la ora actuală găsesc pe site-ul poliției locale anunțul privind ridicarea acestor mașini, să se aștepte că vor fi ridicate și vor fi depozitate în un loc special. La nivelul municipiului, poliția locală a identificat un număr de 86 de autoturisme abandonate, iar posesorilor au fost atenționați că vor fi ridicate și eventual valorificate prin vânzare la fier vechi. Veste proastă pentru pasionații de pescuit. În perioada 11 aprilie 25 mai se instituie măsuri de prohibiție în apele care constituie frontieră de stat. Cei care vor încerca să pescuiască în perioada de prohibiție riscă amenzi sau, după caz, se pot alege cu dosare penale pentru braconaj piscicol. Prohibiția pe Dunăre se instituie anual în baza unui ordin emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. În ceea ce privește județul Giurgiu, ordinul se aplică pe sectorul de Dunăre dintre Greaca și Pietrișu. În ordinul ce a intrat în vigoare în luna februarie, perioada de prohibiție este stabilită în intervalul 11 aprilie-25 mai. Prohibiția este aplicată în perioade pentru anumite specii de pești. Știuca a fost prohibită din data de 5 februarie, când a intrat în vigoare acest ordin, și până pe data de 17 martie inclusiv. Deci, la ora actuală, știu că poate fi pescuită.
poate fi pescuită cu condiția să folosească momeli artificiale. Pentru celelalte specii de pește și în special pentru scrumbie, se instituie pe zona noastră o activitate de prohibiție aproape totală. Adică pentru toate speciile de pește, 11 aprilie, adică mâine dimineață, și până pe data de 25 mai inclusiv. Cei care vor încerca să pescuiască în perioada de prohibiție riscă amenzi sau după caz se pot alege cu dosare penale pentru braconaj piscicol. De asemenea, cei care vor pescui fără a deține avizul eliberat de poliția de frontieră vor fi sancționați cu amenzi în valoare de 1000 de lei. În 2014, Inspectoratul Poliției de Frontieră Giurgiu a eliberat peste 8500 de astfel de avize numai pentru persoanele din alte județe. Anul trecut am avut în jur de 8300-8500 de avize eliberate pentru cetățeni din alte zone, inclusiv bulgari din Rusia. Deci 8500 pe parcursul întregului an, pentru că acest aviz are valabilitatea unui an calendaristic. Până la jumătatea lunii martie avem mai mult de 5000. Deci prognoza pentru anul ăsta e că depășim 10.000 de avize pentru cei din afara Giurgiului. Timp de o lună și jumătate, pescarii giurgiuveniști vor pregăti undițele și lansetele pentru perioada în care vor putea din nou să practice unul dintre sporturile locale, pescuitul. Rămâne de văzut dacă cetățenii vor respecta rigorile legii sau vor alege să plătească amenzile primite. Pentru ca nimeni să nu încalce legea, în această perioadă, polițiștii de frontieră giurgiuveni vor intensifica acțiunile de control pe toată raza care le intră în competență. Tineri iubitori ai artei, elevii ai școlilor gimnaziale, liceale sau de artă au fost premiați în urma desfășurării concursului de artă plastică Hristos a înviat. Activitatea de la Ateneul Bălănescu a presupus jurizarea circa 200 de lucrări semnate de autori din municipiul și județul Giurgiu, dar și din alte localități ale țării. Bădălău Georgiana, tot de la Marin Voiculescu, profesor Cristea Vieră. Alexandru Alexandra, tot de la Marin Voiculescu. Le luați dumneavoastră. Domnul Cristea este. Trecem la premiul al treilea. Poate să vi se pară multe premii. De ce sunt? Mă văd obligată să vă explic. Pentru că acest concurs se desfășoară pe categorii de vârstă odată, apoi pe secțiuni de concurs avem pictură. Pictura este pe sticlă, pe lemn, pe pânză, pe hârtie. Apoi avem grafică și colaj. Dar o să le dăm pe categorii de premii. Suntem la premiul al treilea. Olteanu Georgiana de la școala gimnaziană numărul 5. Felicitări, Georgiana, pentru pictură. Tot la pictură, premiul 3, Gucea Diana, școala numărul 5. Pe ce ai lucrat? Pe sticlă. Pe sticlă. Tu pe ce ai lucrat? Pe sticlă. Tot pe sticlă. Felicitări. La Ateneul Bălănescu din Giurgiu s-au expus cele mai bune lucrări de artă plastică și s-au premiat autorii acestora, tineri cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani. Hristos a înviat a fost tema concursului aflat la a 7-a ediție, organizat de Centrul Cultural Ion Vinea în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale în preajma sărbătorilor pascale. Aș vrea să felicit toți copiii care sunt prezenți pentru că sunt niște lucrări minunate. Asta o spun din punctul meu de vedere al ochiului omului care nu este cultivat în acest domeniu, ci al privitorului de frumos. Lucrările sunt deosebit de frumoase. Vreau să vă spun că pe Simeza sunt expuse doar lucrările premiate. În concurs au participat peste 200 de lucrări. Câteva amănunte de ordin tehnic au fost prezentate publicului, prezent de către una din persoanele care au jurizat lucrările. Unele sunt pe carton, pe sticlă, pe hârtie, sunt colaje. Și toate sunt realizate în culori calde, în culori în siene calde și unele sunt grafice, sunt numai în creion. În orice caz, lucrările sunt pe temă, fiindcă asta a fost primul criteriu și se vede de la an la an că sunt din ce în ce mai bune, mai bine realizate, în special lucrările
care sunt pe sticlă. Concursul de la Giurgiu a reunit tineri creatori din municipiul și județul nostru, dar și din alte localități din țară. Galațiul, fiind din spusele organizatorilor, orașul cu cele mai dese prezențe la manifestare. S-a dovedit cu prilejul acestei întreceri, pe plan artistic, că autorii lucrărilor premiate sunt iubitori de artă, cu sufletele apropiate de credință și s-a argumentat astfel că educația spirituală se poate realiza și consolida simultan în planuri convergente. Liceenii giurgiuveni au talent, au demonstrat asta în cadrul unui spectacol organizat cu ocazia Zilelor Educației Naționale. Manifestarea a avut loc la Centrul Cultural Ion Vina, iar pe scenă au urcat elevi de la toate liceele giurgiuvene. Sala de spectacol a Centrului Cultural Ion Vina a fost plină de liceeni giurgiuveni care au organizat o manifestare artistică în cadrul Zilelor Educației Naționale. Cuvântul de deschidere l-a avut inspectorul școlar general, care pe toată durata acestei săptămâni a fost în rândul elevilor la mai toate acțiunile. Am ajuns la sfârșitul Zilelor Educației Naționale, o manifestare care s-a întins pe parcursul a 5 zile, în care școlile din Giurgiu și-au prezentat oferta pentru anul școlar 2015-2016. Mulțumim pentru efort, pentru că nu a fost simplu, nu a fost deloc ușor să stai de dimineață până seara să prezinți oferta. Rând pe rând, pe scenă au urcat apoi elevi ai liceelor giurgiuvene cu momente artistice diferite și aplaudate de colegi și dascăli. Spectacolul liceenilor, găzduit de Casa de Cultură, a fost ultima manifestare organizată în cadrul Zilelor Educației Naționale. Pe parcursul acestei săptămâni, toate liceele din Giurgiu s-au aflat într-o competiție de prezentare a ofertelor educaționale cu scopul de a atrage cât mai mulți elevi din ultimul an gimnazial. Giurgiuveanca Giulia Tabără va pleca luni în Italia, unde va participa la finala concursului european San Remo Junior. Giulia este unica reprezentantă a României la acest prestigios concurs de solistică și a reușit să obțină finanțare în urma campaniei de sensibilizare organizată de TV Giurgiu. Giulia a început să studieze muzica la Palatul Copiilor cu instructorul Stan Truică, apoi a obținut o bursă la Școala de Muzică a Crinei Mardare, care a și ajutat-o să se califice în finala de la San Remo. Puștoaica de 8 ani era pe cale să rateze participarea la acest prestigios concurs european, pentru că nu avea bani pentru taxe și deplasare, dar a fost ajutată de televiziunea noastră și în cele din urmă a găsit sponsori. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Crina Mardare, care a fost de acord să meargă, care a fost acest proiect pentru San Remo, de a participa Giulia la San Remo Junior. Și domnului deputat Nicolae Florian, domnului Vasile Mustățea de la Consiliul Județean Giurgiu, domnilor consilier. Giulia va pleca luni spre Italia și este singura româncă ce participă la San Remo Junior, unde reprezintă Giurgiu și România. Abia aștept să ajung în Italia, sper să iau și un premiu și sper să fie totul bine. Ce melodie ai pregătit? I Have Nothing. De cine? Whitney Houston.
Suntem onorați că am reușit să trimitem un copil să reprezinte Palatul Copiilor Giurgiu și orașul nostru și România la Festivalul San Remo Junior. Sperăm să se descurce cât mai bine acolo, să obțină și un premiu dacă se poate. Altceva, pot să-i urez multă sănătate, că știu că are nevoie. În ultima perioadă a fost numai răcită și de aici o grămadă comentarii. Dar acum se pare că e mai bine și noi avem mari speranțe să se întoarcă cu un premiu din San Remo. Pe 16 aprilie, participanți din 17 țări europene se vor întrece în Italia pentru unul dintre cele mai râvnite trofee muzicale. Printre aceștia și Giurgiu Veanca Giulia Tabără, care la numai 8 ani are un palmares impresionant în ceea ce privește participările și premiile la concursuri și festivaluri de solistică sau la apariții în show-uri și emisiuni TV. Reducerea TVA la 9% pentru produsele agroalimentare și serviciile din acest sector economic este o măsură pe care o apreciază și reprezentanții opoziției. Ei sunt de acord cu faptul că scăderea TVA cu 15% poate însemna o revigorare considerabilă a industriei de profil, dar și a schimburilor comerciale. Este o măsură benefică atât pentru producători și comercianți, cât și pentru populație, spune Gheorghe Ștefan, copreședinte al PNL Giurgiu. Chiar dacă este reprezentant al opoziției, el apreciază decizia adoptată zilele trecute de guvern. E o măsură foarte bună pentru producătorii agricoli și producătorii din industria alimentară, pentru că vor avea în cele din urmă de plătit un TVA mult mai mic. Și aici vreau să vă spun că se știe că decontarea de TVA se face lunar, iar cei ce lucrează cu supermarketurile își primesc banii la 2-3 luni. Deci era un efort suplimentar pentru producătorii de produse agroalimentare ca să susțină acest TVA pe care îl datorau. Și nu în ultimul rând, este o măsură absolut necesară și binevenită pentru consumatorul final. Pe lângă stimularea producției și comerțului cu produse agroalimentare, reducerea TVA înseamnă și crearea condițiilor pentru înființarea de noi locuri de muncă. Este încă un aspect remarcat de liderul PNL Giurgiu în legătură cu această măsură. Dacă producția, industria alimentare va începe să producă și să valorifice materia primă. Eu am spus-o în toate ocaziile pe care le-am avut că România astăzi este un mare exportator de materie primă. Aici mă refer la cereale, grâu, porumb, floarea soarelui și în loc eu aș încuraja industria procesatoare și mă refer aici la zootehnie să transform partea vegetală în produse animaliere și ulterior să le valorificăm prin abatorizări și prin industria alimentară necesară. Decizia de reducere a TVA la 9% pentru produsele agroalimentare și serviciile din acest domeniu a fost adoptată în urmă cu 3 zile și va intra în vigoare de la 1 iunie. Premierul Victor Ponta a anunțat totodată că de la 1 ianuarie 2016 va fi aplicată și reducerea generală a TVA la 20%. Venit pe lume la 10 aprilie 1912 în Sulița, județul Botoșan, părintele Cleopa este cunoscut ca un renumit trăitor al credinței ortodoxe. Teolog și duhovnic arhimandrit și stareț al mănăstirii de la Sihăstria, părintele a fost arestat de comuniști de 3 ori. Născut într-o familie de țărani cu 10 copii, părintele Cleopa vine în sânul obștii de la Sihăstria, alături de fratele său mai mare, Vasile. Părintele Cleopa, pe numele său de Mirean Constantin, s-a născut pe 10 aprilie 1912 în Sulița, județul Botoșani, fiind cel de-al 5-lea din cei 10 copii al lui Alexandru Ilie. Renumit trăitor al ortodoxiei, a devenit arhimandrit și apoi stareț al mănăstirii de la Sihăstria, obște în care intră în 1929 împreună cu fratele său mai mare Vasile. Pentru predicile sale, pentru că le-a fost multora duhovnic, poate și pentru ucenicia sa duhovnicească la schimonahul Paisie Olaru sau al relației cu Arsenie Papacioc, părintele Cleopa a fost arestat de către autoritățile comuniste în 3 rânduri. Apropierea sa de credința ortodoxă a rămas însă neschimbată, continuând să explice tuturor importanța rugăciunii pentru suflet. Rugăciunea este hrana sufletului. Cum nu puteam trăi fără aer, fără mâncare, fără băutură, fără căldură, fără lumină, fără odină, așa nu poate trăi sufletul fără rugăciune. De ce e Duhul să ne învățăm statele de Duh? Ne rugăm totdeauna. Bine, voi cuvânta pe Domnul în toată vremea.
În 1948, urmărit de siguranță, părintele Cleopa se retrage în pădurile din jurul mănăstirii Sihăstria, iar pe 30 august anul următor, arhimandritul Cleopa este numit stareț al mănăstirii Slatina Suceava, unde se transferă împreună cu 30 de călugări de la Sihăstria. Din nou urmărit de securitate, între 1952-1954, se retrage împreună cu ieromonahul Arsenie Papacioc în munții Stănișoarei. În 1959, pentru a treia oară, se retrage în munții Neamțului, unde își petrece următorii 5 ani pentru a reveni la mănăstirea Sihăstria în toamna lui 1964. Ca duhovnic al întregii obști și nu numai, îi povățuiește atât pe călugări cât și pe mireni, amintindu-le tuturor cele patru rugăciuni importante. Sunt patru feluri de rugăciuni pentru noi începători, pentru copii, pentru proșii Hristos. Rugăciunea buzelor, cum zice Apostol Pavel, aduce Domnul roada buzelor voastre. Rugăciunea limbii, zice Psaltirii, și l-am înălțat pe el sub limba mea. Rugăciunea gurii, bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea purului lauda lui în gura mea. Și rugăciunea glasului, aud cu glasul meu către Domnul m-a strigat, cu glasul meu către Domnul m-a rugat. Vezi, aici patru feluri de rugăciuni, îți pe cui cel mai de jos în scara rugăciunii. Informații din sport acum. Astra Giurgiu nu a reușit nici de data aceasta să se întoarcă cu victoria din Oltenia. După ce în urmă cu două etape remiza la Craiova, tot egal s-a terminat și partida de aseară cu Pandurii Târgu Jiu. Astra a scos un norocos 1-1 în 10 oameni cu ajutorul lui Takayuki. Dorinel Munteanu a fost nemulțumit de arbitrajul lui Istvan Kovaci. Giurgiuvenii erau hotărâți să obțină 3 puncte în fața Pandurilor, dar nu a fost să fie așa chiar dacă au început meciul cu un plus de vigoare, pentru că în minutul 22 Danu Spătaru este eliminat de centralul Istvan Kovaci, după o fază discutabilă în care a faultat. În faza imediat următoare, Constantin Budescu încearcă un artificiu, care era pe aproape să iasă la fel ca în meciul cu Dinamo din urmă cu două sezoane, însă portarul Gorjenilor a fost la post și a salvat mingea lungă trimisă de Budescu. La scorul de 0-0, Dorinel Munteanu scoate din teren pe Budescu, Fatai și Chițu și Astra n-a mai contat în atac, ba chiar a primit și un gol din central. Rara lui Eric, fructificată de Cordoș. Astra în 10 oameni forțează un atac care nu anunța mai nimic, însă mingea a ajuns la Takayuki Seto, care a șutat din afara căreului și a înscris golul de 1-1. De cealaltă parte, Dorinel Munteanu a fost total dezamăgit de arbitraj. E un semnal de alarmă pentru ceea ce ni se întâmplă, cel puțin nouă. Mă refer la penalti, la eliminare, au fost multe lucruri în seara aceasta. Mai mult, după meciul de aseară, Dorinel Munteanu s-a arătat dispus să renunțe la Astra din cauza arbitrajului, dar nu înainte de a-și îndeplini misiunea. Sunt la o secundă de a decide dacă mai rămân sau nu în România cu astfel de arbitraj. Am contract până în vară, nu știu ce să vă spun. Obiectivul meu rămâne în continuare locul 2. Astra s-a îndepărtat la 6 puncte de Petrolul Ploiești, care a reușit surpriza să o învingă pe Steaua la ea acasă, după 16 ani de secetă. Ziua de Paști este și zi cu fotbal la nivel înalt pe stadionul Marin Anastasovici. Astra va primi acasă pe ocupanta primului loc în clasament FCSB. Peste 100 de jandarmi sunt pregătiți să mențină ordinea pe străzi în jurul stadionului și în incinta acestuia. După un 1-1 cu Pandurii Târgu Jiu în deplasare, Astra întâlnește duminică pe stadionul Marin Anastasovici, pe FCSB, fostă Steaua. Deși bucureștenii nu au anunțat oficial că galeria și suporterii fotbaliștilor din Ghencea vor veni la Giurgiu, forțele locale de ordine și-au luat măsuri pentru ca întâlnirea să se desfășoare în liniște. De jandarmii vor asigura măsurile de ordine publică la meciul de fotbal dintre Astra și Steaua. Accesul spectatorilor în incinta arenei sportive va fi permis începând cu ora 18 prin locurile special amenajate din Alea Fabrica de Zahăr, strada Cionții Hardy și Alea Plantelor. Suporterii echipei oaspete nu și-au anunțat prezența la Giurgiu, însă în cazul în care vor veni, aceștia vor fi grupați în zona parcului Steaua Dunării și însoțiți de jandarmi până la stadion. Pentru a evita aglomerația, noi recomandăm spectatorilor să vină din timp, începând cu ora de deschidere a porților de acces și
totodată îi sfătuim să dovedească o atitudine civilizată, să nu se implice în incidente care ar putea tulbura ordinea și liniștea publică. Partida de pe Marina Anastasovici face parte din etapa cu numărul 26 și va începe la ora 19. Din sezonul 2011-2012 și până în prezent, cele două echipe s-au întâlnit în campionat de 10 ori, cu 5 victorii pentru foștii steliști, una pentru Astra și 4 egaluri. Sportivii clubului Acvila au un program încărcat pentru perioada următoare, fie că este vorba despre turneuri ale loturilor naționale, fie ale cluburilor. Giurgiuvenii vor să dea randament maxim. După sărbători încep campionatele naționale, apoi mondialele și europenele. După ce s-au antrenat la turneul Cupa Curisan și Openul Bucureștiului de Jiu-Jitsu de la sfârșitul lunii trecute, pentru sportivii CS Acvila urmează o perioadă destul de încărcată. Obișnuiți să se întoarcă cu medalii care mai de care mai strălucitoare, luptătorii giurgiuveni se vor pregăti pentru cele mai intense campionate la care vor participa de la începutul anului și până acum. Vom participa la 2-3 competiții foarte importante, competiții internaționale. Mă refer aici la campionatele mondiale de Kempo din Antalya. Avem o competiție internațională în Bulgaria de ușu, unde avem și noi un sportiv, avem pe Băluță. Și avem campionatele naționale de jiu-jitsu rezervate sportivilor sub 15 ani. Cei cooptați în lotul național de Kempo se află într-un stadiu de pregătire la Vâlcea, deoarece se apropie campionatul mondial de Kempo, ce se va disputa pe 27 aprilie în Antalya. Tot cu lotul național, sportivii Acvila vor participa la campionatul european de ușu din Stara Zagora, ce va începe în data de 18 mai. Turneele vor fi precedate de campionatul național de jiu-jitsu din 25 aprilie, care se adresează exclusiv cluburilor de arte marțiale. Să vedem acum cum va fi vremea de Paște în Giurgiu. În weekendul care se apropie, vremea se va menține frumoasă și va continua să se încălzească, astfel că valorile termice diurne vor deveni mai ridicate decât cele normale pentru a doua decadă a lunii aprilie în toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Și la Giurgiu vom avea parte de vreme frumoasă, cu cer senin și mult soare. Temperaturile maxime vor atinge până la 20-21 de grade. La Giurgiu, hotarele și Comana și vor fi în jur de 18-19 grade la Mihăilești și Bolind din Vale. Viteza vântului va fi de 9 km pe oră din direcție vestică. Presiunea atmosferică 768 mm coloană de mercur, iar apele Dunării se află în scădere cu 20 până la 30 de centimetri, cota probabilă 454 de centimetri. În aer umiditatea va atinge 46%. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu. Urmează emisiunile Iluzii, Prejudecăți, Perspective și Suflet Tânăr. Sunt Nicoleta Pană și în numele echipei TV Giurgiu vă urez un Paște fericit, multe bucurii, sănătate, lumină în suflet și în case și speranță. Toate cele bune!